Credincioșii parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena Volna din Călăraș au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, care le-a vorbit celor prezenți despre Maica Domnului, ocrotitoare și rugătoare neobosită pentru noi către Dumnezeu. Ierarhul a anunțat cu acest prilej și procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, în Călăraș, în perioada 5-9 septembrie. Să mulțumim prea bunului Dumnezeu, fiindcă n-am vrenicit să urcăm aceste trepte ale nevoințelor spirituale. Să săvârșim acest post. Mă bucur că copii și oameni maturi s-au împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. În curând, pe 1 septembrie, intrăm într-un nou an bisericesc și rog pe bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască pacea sa, să vă dăruiască călătorie binecuvântată în acest nou an bisericesc. Ne vom bucura de o sfântă icoană a Maicii Domnului care va sosi în ziua de 5 septembrie, imediat după începutul anului bisericesc, și să rugăm pe Dumnezeu și prin rugăciune Sfintei sale Maici să aflăm pace și liniște sufletelor și trupurilor noastre. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire la Monumentul Marinarilor Români, situat pe malul brațului Borcea. În continuare, reprezentanții autorităților și organizațiilor locale au depus coroane și gerbe,